Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vremea călduroasă ne duce cu gândul la mult așteptata vacanță care se apropie cu pași repezi. Maximele sunt cuprinse între 22 și 32 de grade Celsius, iar temperaturile minime sunt cuprinse între 9 și 20 de grade. Instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în sudul și în centrul țării, precum și la munte, unde îndeosebit după amiaza și în prima parte a nopții vor fi averse, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor avea trecător aspect de vijelie. Ploile vor fi cu caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși local 15 litri și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, cu precădere în Carpații de Curbură, Carpații Meridional și a munților Banatului. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. Începem cu partea nord-vestică a României, unde temperaturile sunt cuprinse între 30 și 31 de grade Celsius. În Crișoana mâine vom avea parte de descărcări electrice, însă temperaturile sunt foarte bune, ele fiind cuprinse între 32 și 33 de grade. În Transilvania soarele radiază pe cer, iar temperaturile sunt cuprinse între 24 și 31 de grade Celsius. În Oltenia maxima regiunii este de 30 de grade Celsius. În Muntenia avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius, cu 30 de grade în București. În Dobrogea, minima regiunii se înregistrează în Constanța, ea va fi de 26 de grade Celsius. Dacă ieri aici aveam un cer înorat, astăzi va ploua. Maxima regiunii este de 30 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, vom avea parte de descărcări electrice. În Suceava și în Botoșani, iar temperaturile sunt cuprinse între 28 și 32 de grade Celsius, cu maxima regiunii în județul nostru, în județul Iași. Mâine, în Pașcani, se înregistrează o temperatură de 26 de grade Celsius, un pic mai caldă decât astăzi, iar în rest vom avea vreme cu nori și soare. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!